Colcă vă place? Știți, este încă o dovadă a faptului că lecțiile făcute cu prof. online sunt curate, nu sunt artificiale. Iată pe elevii, dacă sunt invitați să facă și ei niște exerciții, chiar reușesc. Și vin și cu lucruri frumoase, interesante. Păi de ce nu s-ar face școala românească treaba asta? De ce nu s-ar lăsa libertate să încerce fiecare mintea să-și pune acolo? Este o satisfacție interioară. Miruna, Adi și Anca, nu simțiți o bucurie în suflet deosebită când ați reușit să înșghebați un exercițiu de așa? Așa trebuie făcut școala. Nu că profesorul dă directive, face așa și face așa, tu execuți acolo. Dar nu trebuie și profesorul trebuie să transpire. Vin și el cu niște, vin și copiii cu întrebări la care ei pot răspunde. Așa, da. Mergem mai departe. Domn profesor, mai avem de lucrat astăzi și mâine divizibilitatea și mulțim. Cum facem? Gata. Acum ne apucăm de treabă. Asta facem. Astăzi și mâine, de poi mâine de luni trebuie să trecem la altă carte. Am înțeles. Este responsabil cu distribuția, pentru că trebuie neapărat... Nu știu cum să facem și divizibilitatea și mulțim. Și azi și mâine, atâta. Așa. Acum, nu știu ce să facă aici. Cum vă zice și dumneavoastră? Nu știu cum să facă cu treaba asta, nu se știe de bine. Ah, de cam. Da. Dau și de pe cel moment. Dăm un șervețel moment și în urmă să o sucă și cred că se trebuie. Așa le-a fi repede. Formulați regeșiții la care vă gândiți. Trecem la divizibilitate, da? Da. Așa. Divizibilitate. Le aducem aminte ceva, le aducem pentru parcursul exercițiilor? Exact, exact. Da. Niște lucruri care merită puntate. Haideți să începem așa ușor. Să aflăm divizorii. Exercițiul 7. Mai rămân un pic o jumătate de minut. Deci copii, când construiți voi acasă, sunt două etape. Una e rezolvitorul și alta este propunătorul. Când construiți ieșițile, voi, ca să fie ieșițiu frumos făcut, trebuie să înțelegeți așa, că plecați la adevăr și vă duceți stânga-dreapta câte un pas, ca să nu lăsați negativitatea foarte mult, stânga-dreapta câte un pas, în exterior, copii, numai în exterior, Anca și Miruna. Că dacă te duci în interior, la construcție, deci îți dă o negativitate inversă. Deci, ca tu să știi ce ai făcut acolo. Dar tu când faci această construcție, te duci așa fel încât să nu-i lași șansa lui să vadă vreun divizor. Cu cât nu are divizori, cu atât l-ai ascuns, l-ai băgat în ceață. Când construiți, când rezolvați, vă pune ceva, atunci ce faceți? Faceți procedeul invers. Spre interior vă duceți tot timpul, câte un pas stânga-dreapta. Algoritmul care v-am dat. Deci, propunătorul cum face? Pleacă de la adevăr și se duce stânga-dreapta în exterior. Iar rezolvitorul pleacă la întâmplare și se duce tot timpul în interior. Construcția. Da? Asta merită foarte tare de înțeles. Exercițiul 7 de la pagina 86. Da, de ce exercițiu? 7 de la 86. Să aflăm divizorii lui 15. 7 de la 86. Da, divizorii lui 15. Deci divizorii lui 15 sunt. Și determinați numerele naturale x știind că 15 x egal cu cine? X egal cu cine? Știind că 15 îl divide și repune, da? Pe x plus 1. X plus 1. 15 îl divide pe X plus 1. Să înțelegem bine. Aflați divizorii lui 15 și determinați numerele naturale X știind că 15 îl divide pe X plus 1. Din divizor. 15 îl divide. Adică îl divide, 3 puncte, zic bine, îl divide? Nu. 15 e divizorul atunci. Așa. 15 îl divide pe x plus 1. Invers trebuie să spun. X plus 1 se divide la 15, da?
Și dacă se fie 15 și 3 puncte X plus 1? Nu. Cum ați spus inițial? Deci, dacă spune 15 și 3 puncte X plus 1, da, înseamnă că 15 se divide la X plus 1. Așa, deci 15 se divide la X plus 1. 15 se divide la X plus 1. 15 se divide la X plus 1. La X plus 1. Da? Da. Să se gândi. X plus 1 e un divizor al 15. Asta. Asta e. Așa trebuie să zici. Faptul că 15 sunt parte exact la X plus 1, înseamnă că X plus 1 este unul din divizorii lui 15. 15. Hai să vedem. Deci de aici înseamnă că X plus 1 aparține mulțimii tuturor divizorilor lui 15. De aceea am spus mai întâi, aflați divizorul lui 15. Ce zici? Să zicem un divizor al 15. Eu vreau să zic că va fi X. Imediat. Care sunt divizorul lui 15? 1, 3, 5, 15. Deci divizorii lui 15 sunt mulțimea probabilă din 1, 3, 5, 15. Vă rog să spuneți 1 și 15 cum se numesc? Ce fel de divizori sunt? Divizori proprii. Deci 1 și 15 se numesc divizori improprii. Improprii. Iar 3 și 5 sunt proprii. Da. Da. Că orice număr are pe 1 și pe el însuși. Da? Deci spune și noi că 1, 15 divizori improprii. Da? Sunt divizori improprii. Iar 3, 5 divizori proprii. Asta e simplu, da? Ce zice Maria? Păi, X poate fi, scădem toate cu 1, adică din 1, 0. Aaa, exact. Că dacă X plus 1 este exact, 1, da, 3 sau 5 sau 5, exact, ce înseamnă că 0, 2, 4, X aparține mulțimii deodată, spui tu? X aparține mulțimii, 0. X aparține mulțimii. Gata, greșit că am pus, am umezit-o, știi, și imediat, da, care eu ca... Deci, înseamnă că X plus X aparține mulțimii valorilor 0, adică, de acord? 2, 2 și 14. 0, 2, 4 și 14. Dar dacă ar fi dat înmulțimea numărul între copii? Deci nu înmulțimea numărul natural. Înmulțimea... Care sunt divizorii lui 15 în înmulțimea numărul între și poziție clasa 6? 2. Plus minus 1. Plus minus 3, plus minus 5, hai să lucrăm în asta. Deci, vreau mulțimea tuturor divizorilor 15 în Z. Da? Deci, D, divizorii lui 15, plus minus 1, plus minus 3. Fiindcă 15 îl primim ca un număr din Z. Da? Înseamnă mulțimea de plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 5. Plus minus 15. Și acum aici va fi așa, tot 0, 2, 4, 14 va fi... La 0, 2, 4, 14 mai adăugăm? Plus minus 2, plus minus 4 și plus minus 14. Ia să vedem, Miruna. Vine x plus 1 egal cu minus 1. Da. Și înseamnă că x e minus 2. Da. Deci avem așa, x plus 1 egal cu minus 1. Divizorul negativ. Înseamnă deci că x egal cu minus 2. Minus 2. Deci, x plus 1 va să fie minus 3. Și atunci x egal cu minus 4. Și x plus 1 să fie minus 5. Și x egal cu minus 6. Și x plus 1 egal cu minus 15. Atunci x egal cu minus 16. Deci, în mulțimea numerelor întregi, dacă lucrăm în Z și noi putem prin problema asta, X aparține mulțimii valorilor căror 0, 2, 4, 14, la care adăugăm minus 2. Plus minus 2 acolo. Bine, sau minus 2. Putem, dar nu punem doar pe plus minus 2. E bine să le scriem așa, într-o mulțime elementele sunt distincte. Minus 4, minus 4 și minus 16. Minus 6. Și minus 6, da? Minus 6. Minus 4, minus 6, da. 6. Bun.
Eu insist un pic pe chestia asta. Este foarte important mulțimea care lucrează. În clipa în care discutați așa un edificiu, să se rezolve în EM, în mulțimea naturală, e ieșit următor. 2x plus 1 pe lângă 3y minus 2 egal cu 7. Dacă găsiți așa, cum găsiți voi pe x și pe y? Întrebarea este, cine este x-ul și y-ul să fie adevărat asta? Eu... Știi că x-ul și y-ul sunt în numele naturale. Prima dată aș fi făcut cât 1 ori 7, 2 ori... Numai 1 ori 7, 7 ori 1 puteți face la 7. Aaa, cât ori cât să facă 7? Atunci, deci de-aia chestia cu divizor merită. Cine ori cine să facă 7? 2x plus 1 egal. Deci de aici rezultă, că așa avea Miruna trebuie să vorbește. 2x... Un prim caz. A, 2x plus 1 egal cu 1. 2x plus 1 egal cu 1. Și obligatorul. 3x minus 2 egal 3y 7. 3y minus 2. 2 egal 7. Al doilea caz. Al doilea caz ar fi 2 plus 1. Adică, rog pe tine. 2x plus 1 să fie 7. Și tot mulțim. 3y minus 2 să fie 1. 3y minus 2 egal cu 1. Hai să rezolvăm eu una. 2x plus 1 egal cu 1, nu? X egal cu 0. Deci din primul, la primul sistem avem x egal cu 0 și x egal cu 0 și y cu... y cu 7 plus 2, 9, y egal cu 3. Y cu 3. Sau x egal cu 3. X egal cu 3 și y cu egal cu 0. E 2x plus 1 egal cu 7, 6, 3 și 3. Și y egal cu 1. Deci la răspunsul corect ar fi așa. Că XY, perechea XY, aparține mulțimii, uite cum am zis, locul 1 X-ul, Y cu locul 2. Perechea XY aparține mulțimii 0,3 ar fi un element. Și 3,1. Și, da, 3. Da? 3,1. Și 3,0. Și 3,1. A, 3,1 a ieșit, da. Da, da. Am ieșit noi? Nu, 3,1. Da, și 3,1, corect. 1, 3, 3. Da, 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 și 3,1. Da, 3,1. Copii, este fantastic de important să înțelegeți că astfel de ieșiți au răspuns, poate face foarte bine, pentru că te întrebăm, în ce mulțime lucrăm? În ea, dar dacă spunea, să se rezolve în 10, cum ați zis? Puteam să punem minus 1 cu minus cu plus de minus cu plus plus, nu? Trebuia să le dea tot 7. Trebuie să dea 7. Da, deci minus cu plus de plus, nu? Nu mai știu. Minus cu plus, da? Minus cu plus. La mulțime? Minus cu minus de plus. Minus cu plus, minus 7. Minus 7, minus 7 cu minus 1. Asta-i. Adăugăm la alea două și alte două, da? Deci, spune, hai să spune. Să se rezolve. În 0. Rezolvă. Aceea și-o dăm pe profesor? Da, da, da. În Z, ecuația, asta, 2x plus 1, pe lângă 3y, minus 2, egal cu 7. Am fi avut 1, o primă situație, aceea pe care copiem 2x plus 1, egal cu 1. Da. Apoi 3y, minus 2, egal cu 7. Zicem și x-ul 1. 2, a doua variantă, 2x plus 1 egal cu 7, da. Și 3y minus 2 egal cu 1. A treia variantă. A treia variantă, 2x plus 1 egal cu minus 1 și respectiv 3y minus 2 egal cu minus 7. Și a patra variantă, așa cu 2x plus 1 egal cu minus 7. Respectiv 3y minus 2 egal cu minus 1. Rezolvarea tuturor astor sisteme. Jumate făcut. Unul aici este x egal cu cât am zis cu... La prima? Da. X este egal cu 0. 0. Y 3. Y
Din egal cu 3. O primă pereche din la prim. Da, la 2, la 2, da. X egal cu 3, Y egal cu 1. La 3-a. Aș fi avut X egal cu minus 1. X egal cu minus 2 pe 2 minus 1. Da. Și Y îți vedea ca aici. Cu minus 5. Minus 5 pe 3. Da. Y egal cu minus 5 pe 3. Ce, ce spuneți copiul ăla? Acceptăm? Minus 5 pe 3? Ar fi 0. E întreg? Este număr întreg? Nu. Așa. Nu. Număr de ce? Da? Da. Număr frațional, din Q. Din Q. Așa. Și? Și cade. Și aici X se egal cu... Păi dacă nu e în Z, mama, noi trebuie să scriem în Z, marea fi. Să se rezolve în Z, adică X-ul și Y să fie din Z. Natural. Da. Nu natural, întregi. Întregi, așa, așa. X egal cu... Aici dă domnul profesor minus 8. Pe minus 8 pe 2, minus 4. Minus 4. Și Y egal cu... Și Y egal cu... 1 pe 3. 1 pe 3. 1 pe 3, iar nebun. Cade. Deci tot apel. Dar nu mai aparține lui. Exact. Și pică și asta. Dar dacă cineva este același, nu sunt soluțiile aceleași rămas. Da. Dar dacă în Z nu puneam totul așa, nu-i de dați puncta jumătate. Jumătate punctaj, da. Corect. Jumătate. Pentru câte ori trebuie să facem. Da, am analizat cazul acesta. Corect. Deci așa se întâmplă. Tot timpul suntem foarte atenți în ce mulțime lucrăm. Corect. Okay. Dacă ne dădeați în Q... Dacă ne dădeam în Q, nu se putea rezolva. Nu se putea rezolva. Câte ori cât se facă 7 în Q, păi sunt o mulțime de posibilități. Da, da, da. Foarte tare întrebarea. Deci spuneți, în N și în Z, problema poate fi rezolvată. În N și în Z, problema poate fi rezolvată. Pe când în Q, nu. În Q sau în N, numele reale? Nu. Nu știu dacă știu ei. Știu. De Q știu. Nu se poate. În Q nu se poate face. Pe când în Q nu se poate face problema asta. Corect. Vă mai dau un exemplu, domn profesor? De chiar. Da, 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 da. Exercițiul 10 de la pagina 87. Fie A, B, C, 3 numere naturale. Deci fie A, B, C. Aparțin lui N. A, B, C. Ce e natural, apropo de ce-am zis, ce-am zis, dar mai mic. Da. Mere naturale. Dacă X egal cu 35 ori A, plus X egal cu 35 ori A cu 63 B, ori B, plus 63 ori B, arătați că, atunci arătați că X este divizibil cu 7. Se divide, da? Da, cu 7. La 7. X se divide la 7. X da, este divizibil cu 7. Sau 7 îl divide pe X. Este același lucru cu a spune că 7 îl divide pe X. Da, dar să mai întrebăm și pe altceva și dacă nu avem soluții, dacă ați putea de trecută, atunci te pun 100%. Că tu le pui în încurcătură uneori. Ai văzut ce mi-ai făcut. Ai făcut din legalitatea aceea atât de dur încât eu nu pot dormi la noapte. Că așa nu dorm. Foarte puțin dorm, da? Ia să vedem. 35 ori A plus 63 ori B să se divide la... Dar ce unde este? Nu intră în discuție. Cred că intră în discuție la A, la altceva. La B, la C. Deci, să se determine la B, C, nu? Da. Așa. Dar are și punctul A și punctul B și punctul C mic. A, nu înțeles. Da. Deci să se determine A și B, A de pentru noi, pentru exercițiul nostru, știind că X ăsta se divide la 7. A, da. Ce A să punem, ce B să punem, unde se divide la 7? Hai, hai, hai. Băi, să spun mai bine când ești noi. Anca, hai să vedem. Te-am o idee. Da. Deci 35, 75, 63, 79. Și dăm faptul că 7 și atunci la cât se divide. Indiferent ce aș fi bune. Yeah. Nu așa înseamnă? Da. Păi și ce eu asta vreau să spun. Adică, hai mă să-i pui, să-i am uitat la treabă, că era numărul masă 1.
Deci când în loc de 35, 6 ori 5 ori A, plus 7 ori 9 ori B. Și dau cu 7 spate în față, 7 pe lângă 5 ori A, plus 9 B. De aici rezultă că, iată, am reușit performanța, l-am organizat pe X ca 7 oriceva. Înseamnă că X-ul se divide la 7. Deci de aici rezultă că X se divide la 7. Sau 7 divide pe X. Vă mai dau un punct ca să facă și Adi. Dacă U este egal cu... Dacă U este egal, este egal cu 5 ori A plus 3 ori B plus 2 ori C și B mic este egal cu 4 ori A plus 6 ori B plus 7 ori C, arătați că U plus B să rezulte de aici, da, că U plus B este divizibil cu 9. Se divide la 9. Mai nu mai complex așa. Pot eu? Ce lasă? Vedem și gândim și noi. Haide, lasă. Ne apucăm de treabă. Ia, fă U plus B. Hai să facem U plus B. Facem U plus B. Așa, ui, 5. U plus B egal cu... Păi 9 A plus... Așa. A, gata, 9 B. Dar 9 A plus... O, ce simplu. Dar 9 A plus 9 B plus 9 C, care... De aici, 9 pe lângă A plus B plus 9 pe lângă A plus B plus... Și... Deci rezultă că... Dacă U plus B se divide cu 9. Vezi dacă încercăm. Toată povestea este să încredem un pic de sencesiu. Vă mai dau unul. Arătați că numărul, exercițiul 11 de la 87. 11. Arătați că numărul A egal cu A mic egal cu 1 la puterea 2013. Că? Arătați că? A mic egal cu 1 la puterea 2013 plus 2 la puterea 2013 plus 3 la puterea 2013 plus 4 la puterea 2013 este divizibil cu 2. Tot numărul ăsta? Da, este divizibil cu 2. La 2. Păi, noi facem așa, 1 la puterea 2013 e 1. Deci, hai să notăm cu x egal cu 1 la 2013. Adică e 1. Adică 1. Ce mai trebuie? Dar ăla era numărul. A egal cu 1 la. Așa era scris. Da, A egal cu 1 la. A, așa, am înțeles. Așa. Păi, zicem, A egal cu 1 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, deci de ce e nu și pe ultima cifră? Păi, și ca până la 2013. Îți face 2 la 2013. 2013 împărțit la 4. Asta e. Deci 2013 împărțit la 4. Și face 5 ori 4, 20. Da. 1, adică, coborâ și pe 3. Așa, de 0 ori. Dar de ce coborâ și pe 3? Păi, coboram eu așa în viteza mare. Deci, atenție, coborând câte o cifră, nu două dată. Da? 0, 4, 13, 3. De 3 ori, 12 și de 2013. Adică, 2013 este scris ca 4 la putere, 4 ori 503 plus 1. Și atunci, 2 la puterea 2013. Ce este 2 la puterea 4, orice schimb așa ca să fie. 503 plus 1. Plus 1. Care egal mai spart. Cu puncte, puncte 2. Cu număr foarte lung, cu ultima cifră. 2 la 4. Vezi, dacă mai știu și 4. Asta era 4. Anca. 2 la 4.
Facem același lucru cu cine? Cu trei, da? Deci în trei la puterea, îl știu, l-am împărțit așa. Trei la puterea, trei la puterea. Trei la puterea, domnului, 13 este egal cu... 3 la 4, 4 ce de 3 plus 1? De 3 plus 1 și ultima cifră este 2. Ei, cum 2? 3 la 3. Eu uităm acolo, 3 la 1, dar și partea 3 la 3 care este 3. Da? Un număr, nu? 3. La 4. 4 la puterea 2000. Nu, are ceva, mă scrie care ceva. 4 la puterea, 4 ori. Tot are din, la 4 tot, ciclul tot din... Nu, din 2 în 2. Hai să la 2 la. De 4 să scrim ca 2 la 2. Copii, hai să facem așa. Deci, în loc de 4 la 2013, eu aș spune că este egal cu 2 la puterea a 2, totul la 2013, care mă duce spre 2 la puterea 4026. Care se scrie ca fiind 2 la puterea 4 ori. 4 ori, 4 în 4 ori. 1000. 1000. 6. 6. 1006. 6. 6 4, 24. Și rămâne 2. Și plus 2, da? Da. E ca și cum aș spune 2 la 2. 2 la 2, adică 4. Da. Deci egal cu puncte, puncte. 4. Deci se comportă ca 4 la 1. Ca 4 la 1. Impact. La 4, la 4, la 2. Și acum, au va suna așa. 1 plus un număr lung, ultima cifră. 2, 3, 3, 3. Ultima cifră, 2. Da. 6, 6, 4. Plus un număr lung care se termină cu 3. Extra. Plus un număr lung care se termină cu 4. Și egal mai și 4. Și urmă cifra numărului amic. E 0. E 0. E 0. Și ați scăpat? Deci un număr lung care se termină cu 0. Asta înseamnă că A... Am făcut o lecție de bide. Se divide la 2. Bun. A, se divide la 2. Mergem mai departe. Da, exercițiul 14 de la 87. 14 de la 87, da. Da. Aflați câte numere naturale de forma 5, x, y, z. 5? X, y, z. 5, x, y, z, barat. Se divid cu 89. Câte se divid? La 89. Sau se divid cu 89. Să le găsim pe toate care se divide cu 89. Vrei idee? Facem multipli lui 89. Corect. Care încep cu 5 până la 5. Da? Da. Deci 89 înmulțit cu cine să ne dea în final numere de tipul 5, x, y, z. 8 ori 5. Ne gândim, dacă punem dintr-o singură cifră, nu ajungem. Cred că trebuie să depășim pe 10, nu? Da. Ar face 890, când mulțim cu 10. 89 ori 60 de 5340. Da, dacă mulțim cu 5. Deci cu cât? Cu 60? 50, da. Cu 50. Dai de 4450, nu metri. Nu. 50 ceva. 50 și ceva. Da. 52. 89, 55, 4895. Deci 56. Ori 60, ori 56. De, nu. 89, 56, de 4914. Ori 57. 57. Mergem din aproape în aproape ca să nu greșim. 5.070. De care asta? Deci, 89 ori 89 ori 57. 57. Ori 57. De 5.073. 89 ori 58. 5.162. 89 ori 59. 5251. 89 ori 90, nu? Ori 90. 8010. Nu, de ce ori 90? Ori 60. 60. Ce fac?
5340. Apoi 89 ori 61. 5429. Până 68. 89 ori puncte, puncte, ori 68. Da, 68, hai spune, puncte, puncte. 68, fără el, e 6052. Adică, 67. 89, 67, este cal cu 5963. 5963. În concluzie, la 57, la 67, câte numere avem? 11. 11, da? Și 57 și 67. Diferența e 10, dar fiind 9 și 9, trebuie să sunt 11 numere. Toate se pot găsi, nu nicio problemă. Aici, care a fost ideea? Asta, invers se puse problema. Deci, la înmulțire cu cine, să-mi dea 5.000 și se depășească pe 5.000. Și atunci am plecat de acolo. Alte greșiți? Arătați că 18, cât? 18. Arătați că 2 de la 990, 18 de la 487 copii, 2 la puterea 990, minus 1, este divizibil cu 21. 2 la 990, minus 1, este divizibil cu 21. Domnul profesor. La 21, da? Da. E recoltem acest. Păi nu știu la decât. Da, nu. Stai. Nu nici o contrazicem? Nici. Adică, trebuie să ne batem cap acolo. Tu vedeți? Până când ne vedem lui de... El e la 21, mă. E 21. 2 la 990. Ar trebui să fie divizibil cu 7 și cu 3. Cu 7 și cu 21. Păi, deci cu 7 și cu 3, adevărat? Dar cum să arătăm că dividim? Să dividim și la 7? Păi, dacă trebuie să fie divizibil cu 3, dacă și numai dacă toate cifrele... Nu ultima cifră. Suma tuturor cifrelor, trebuie să se împarte la 3. Da, putem calcula pe care trebuie să vedem la 2. Da, dar avem aici 2 la 990. Ultima cifră e 4. 4 minus 1, 3. Și dacă ultima cifră... Dar și 7... Dar și dacă 3, ultima cifră se împarte la 7? La 3 se împarte, la 7. Mare mecanică, dar nu ții cursul. Nu ții cursul. E de două stele, domn profesor. Să poate, băi, de două stile. Mai de două stile, v-am dat ușor, domn profesor. Aaa, știi cursul. Știi, se există o vorbă, zic că, nu? Copiii nu-și dacă o știu. Dacă vrei să-l deranjezi pe cineva, ești drăguț, nu? Iar dacă vrei să se dai ceva foarte greu, atunci iată că nu ești drăguț, că nu ții cursul. Cum pe mine mă cheamă ursul, nu? Mă duc foarte bine. Dar bă, rezolvăm aici. Păi așa, trebuie să ne gândim. Ți-am spus că nu ține cursul. Că e de două stele, trebuie să ne gândim. De două stele, trebuie să ne gândim. Păi, Adi. Da, domnule. Nu ne putem gândi la... Ai zis foarte bine că la 3 și la 7 ne-ar trebui. Da. Ca să fie la 21. Dacă am scris la fete. Da, e 97. Mai am calculat noi o sumă ieri. Suma ieri se egală cu A plus, nu, 1 partea, 1 plus A la 1, plus A la 2, plus A mai departe, plus A. Simplificăm cu 20. Băi, fără doare. Cum a fost aceea? Așa a fost. Așa era. La 1 plus A la 2, plus A la... 2 minus. A la ieri, zicem noi. A la ieri, da. Adi, hai să încercăm să ne amintim suma asta cu sarcina. Și suma apoi am modificat cu una. Hai mă să faci. Deci mulțim totul cu una. Acolo ar trebui cu doi făcute. Da. Da? Hai ne amintim formula asta și tot mă gândim. Am mulțit cu A, te rog să vorbești, Adi. Și vine
Aur este. Aur este egal cu A plus A la a doua plus A la a treia plus puncte puncte plus... A la a plus 1. E în plus 1, da, este. Adunăm 1. Adunăm 1 la ambitermen. Și urmează. Rezultă că 1 plus iesor A egal cu 1 plus A plus A la a doua plus puncte puncte plus A la E. Toată lumea avea A la E plus 1. A la E mai întâi și cum A la E plus 1. Da. Și asta este aici A, IES-ul. IES, cădem în IES. Cădem în IES, n-am putea. Și bine, 1 plus IES ori A minus IES egal cu A la E plus 1, nu? Da. Adică aici noi am dat un factor comun, da, un IES. E unul l-am pus în partea cealaltă și vine IES pe lângă A minus 1 egal cu A la N plus 1 minus 1. Minus 1. De unde IES? Da. IES egal cu A la N plus 1 minus 1. A la N plus 1 minus 1 supra. Totul supra. Totul supra cine? A minus 1, nu? E corect așa. Da. În cazul de față, noi avem așa, A la N plus 1, minus 1 doar atât. Mm. În care eu pun pe A 2. Doi. Deci, doi. Hai să vedem, în cazul nostru, yes. Ar să fie egal cu 2 la puterea... 989. Nu, 990. 990. Da. Minus 1. Supra 2 minus 1. Adică... 1. Da. Și egal cu 2 la puterea 990 minus 1. Da. Și înseamnă că ea putea fi scrisă ca suma aceea de sus. Așa. Deci, practic, 2 la 990. Minus 1. 2 la 990 minus 1, și mult ne place chestia asta, este egal cu S acela, adică cine este? 1 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus așa mai departe plus 2 la, până unde se mă duc eu? 989. Asta e. Că aici nu e plus 1, nu? Dacă nu plus 1 e 990, nu simplu e cu unitate mai puțină. Deci vine 2 la 980. 989. Da. Deci, Adi, a arătat că 2 la 990 minus 1 se divide la 21 este de partea bisericii să arătăm că asta se divide egal asta la 21. Adică, spuneai tu, se divide la cine? La 3. La 7 și 3. La 7 și la 3, da? Dacă am face niște informații... Dacă le-am urmă, da. Hai să ne gândim la 3 mai întâi. Da. Ca să, ne, să se divide la 3, ce ar trebui să facem? Păi ar fi 1 cu 2. Cu 2, da? Da. Deci mai întâi arătăm că IES, IES se divide la 3. Asta dacă și numai dacă reușim să scoatem pe 3 în față. Da, reușim 1 cu 2. 1 plus. Deci IES va fi egal. IES egal cu 1 plus 2. Plus un echipaj. Plus 2 la a doua, pe lângă 1 plus 2. Plus 2 la a doua, se vadă tot omul. Da. 2 la a doua plus 2 la a treia, nu e la a zis. Da, corect. Plus un echipaj. Da. Plus 2 la a patra. Plus 2 la a cincea. Plus 2 la a cincea, alt echipaj. Plus așa mai departe. Plus puncte, să vedem dacă prin toate echipajele. Acum vedem. 989, câți termeni sunt, nu? Da. Sunt pari. Sunt un număr pari. Sunt de la 0 până la 289, sunt... 290. 290. Da, sunt bani. Sunt bani. Da, da. Deci nu avem nicio emoție. Plus puncte, puncte. 2 la puterea 289. Plus 2 la puterea 289. Ultimul echipaj. Și e da, era 989. 900, mă, așa. Am zis, v-am zis. 900. Și 900, da? Da. 900. Și el 900. Și egal mai departe, are te rog să urmărești, tu să mă dirigezi. 1 cu 2 face 3. 3.
plus. Plus 2 la a doua, e, pe lângă 1 plus 2, adică tot 3. Plus. Plus 2 la 4, pe lângă 3, ori 3. Da. Plus puncte, 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 plus 2 la 988, ori 3. Ori 3. Și egal mai departe cu... Egal mai departe cu 3 pe lângă... Îți facă pe 3 factorul. Da. Exact. Egal cu 3 pe lângă... 3 pe lângă 2 la 2. Pe lângă 1 plus. Așa, 1 plus 2 la 2 plus 2 la 4 plus puncte, puncte, puncte plus 2 la 988. 2 la 988. Și deci înseamnă că ies, se divide la 3. La 3. Și cu asta am rezolvat. Acum la 7, la 7, da. Îi grupăm câte 3. Ia să vedem dacă ies. Da, ies divizibil cu 7. Să arătăm că ies, se divide și la 7. Echivalent cu a scrie că ies este 1 plus 2 la 2, plus 2 plus 2 la 2, un echipaj, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, alt echipaj, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus 2 la 8, alt echipaj. Plus puncte. Plus ce mai departe? Oare sunt, se închide? Da. Da. Domnul Dumnezeu, părți la apoi, se închide. Da. Poți să spun? De ultimii trei, da? Da. 2 la 987. 2 la 987. Plus... Plus 2 la 981, 89. Plus 2 la 989. 2 la 989. Așa. Dar așa era, ultimul este ăsta, da? 2 la 989. Perfect. Închidem adic și e cam elevate, cu de desubt. Egal, 7. 7 plus... 7. Spatem un factor. A 7 plus 2 la 3. 2 la 3 am spatem un factor. 2 la 3 a 7. Plus 2 la 5 am. 2 la 6 aveți. 2 la 6. Nu vedem la tabelă, profesor. 2 la 6. Ori 7. 7 plus 2 la 7. Plus 2 la 9. 8, 7. 87. 7 ori 7. 7 ori? 7. Și scoatem, scoatem factor 7. Da, 7. Și este 1 plus 2 la 3 plus 2 la 6 plus puncte, puncte, puncte plus 2 la 987. Și asta se divide cu 7. Deci, se divide la 7. Se divide și la 3. Acolo din cele două. Înseamnă că ies se divide la 21. Foarte tare ești. Mie mi-a plăcut teribil de mult. Da, domnul profesor, da, ei trebuia să dea seama să facă suma asta, altfel nu se putea rezolva. Nu. Deci vedeți copii? Voi trebuia să duceți exercițiul din... Din forma în care, din a, fost forma care a fost dat la suma asta. De aia am spus eu că Mihai Lana ți-a dat cu ursul, pentru că exercițiul nu este chiar la îndemână. Că dacă vrei să-l ataci direct, adică dacă vrei deodată ultima cifră să te duci pe acolo, nu poți juca. Nu demonstrezi. Când ai șansa la 7 și nici la 3, numărul acesta este destul de lung cu ultima cifră, deci nu merge. Atunci, varianta de lucru asta este. Noroc că am dat sume mai înainte, pe dacă nu lucram și nu le aduceam aminte. Extraordinar. Ce bine ne-a prins asta. Și la un moment dat, la un exercițiu, mi-amintesc acolo, când trebuia să arătăm, nu știu, suma cu cine este egal, cineva a venit cu ideea grupajului. Și am spus eu, grupajul abia când ne propune... La divizibilitate ați spus. La divizibilitate. Corect. Ce? Iată că toată discuția purtată undeva, cumva... Ne-a prins foarte bine acum. Maxim. Extra. Da. Calculul sumei acelea părea că pierdem timpul acolo. Corect. Dar... A fost foarte util, pentru că am aranjat exercițiul ăsta 2 la 990 minus 1 într-o altă formă, forma unor sume. Păi stai, domnul profesor, și atunci, uite, următorul e 8 la 52 minus 6 la 32. 8 la 52. Deci, să se arate cu 8 la... Da, 8 la 52 minus 6 la 32 este divizibil cu 7. Ăsta lucrăm, nu? Să se arate că se divide la 7.
Da, ăsta lucrăm. Foarte mare, deosebit așa aici. Multe magie. Ia, aștept la voi. Ăsta nu lucrăm copii? 8 la 52 cu minus 6 la 32? Cum să lucrăm? Adică nu începem să rezolvăm? Adică să dăm 8 la 52 cât face? Minus 6 la 32 să ne ducem undeva? Da, da. Păi 8 la 52 face un mare imens. Da, da. 8 la puterea cât? La 2-a. Știți că se parte în 2 la 2-a? Bun, hai să merg și așa. Așa ne-am gândit, în prima fază. Sigur, la primul contact, e greșit. Da. Vedeți? E prima idee care a apărut. Da. Și pe care încercăm să o facă psihica, nu ne-a rămâne. 8 la puterea 26, totul la puterea 2. 8 la 26, totul la puterea 2. Minus 6 la... Minus 6 la puterea 16, totul la puterea 2. Da. La 2 ca 2 la termen. Păi, nu-i vorba de comparare. Noi trebuie să lucrăm la sumă. N-avem voie să zicem, să, ca și cum am comparat două puteri. Să rezolvăm asta? Peste, da. Să rezolvăm pe sumă? Încearcă să te gândești. Hai. Mai are 64 minus 36. Eu fac 64 minus 36. 64 minus 36? Ia să vedem. 64 minus 36. Face un multiplu de 7. 6 din 14. 8. 3 din... 28. 28, 28. Da, este, 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 mă. Și acum, aici e povestea, cum să aducem noi acolo. Dacă l-am aduce la un 64 minus 36, are 28, da. 28 e multiplu de 7 și ne-a ieșit. E divizor. Da. E multiplu, pardon. Da. Da, haideți să ne gândim. Eu mă arată și tot pe primul model. Haideți tot pe primul. Poate găsim două idei. De fapt, n-am avut niciuna. Poate găsim două. Sumă? Adică vă gândiți tot la sumă? Tot la sumă. Tot la sumă. Haideți să ne gândim. Deci, l-aș lua așa. 8 la 52. 8 la puterea 52. Minus 1 plus 1. Am avut și scăzut 1. Corect. Și minus 6, da? 32. Ce nu-i bine? Da, e corect. E foarte corect. Am scăzut 1 și am dat 1. Da. Da. Și tot ca înainte. Da. Da? Da. Și acum, asta e suma aia. E egal odată 8 la 52 minus 1 primă șmecherii, minus, am să scot-o, să îi grupez imens, am apoi la casa a 6-a, vă vine mai ușor. Dar și la 5-a pot să gândesc așa. Deci vine 6 la 32. Minus 6 la 32, eu pun într-o paranteză atunci. Dar 6 la 32. Minus 1. Minus 1. Corect, și avem 200 aici. 200. Hai să iau un cont de prima. Prima sumă. 8 la 52 minus 1. 8 la puterea 52. Păi, dar asta e 200. Minus 1. Da, e frumos. Da, e foarte frumos. E n-am zis. Egal, e o parte. Cu 1 plus. 1 plus 8 la 1 plus 8 la 2. Plus puncte, puncte, puncte. Plus 8 la... La 51. 51, corect. Ați înțeles copii? Ia să vedeam, Adie, să ne iau lupita. Știi bine când am fost cu 2, începe cu 1, plus 2 la 1, plus 2 la 1, da? Când e cu 8 aici, începe cu 1, plus 8 la 1, plus 8 la 2, plus 8 la 3, plus 8 la... cu unitate mai mică de 3. Exponent, una mai mică. Da? 8 la 51.
Și dacă arăt că asta se divide la 7, la 7, nu? Nu, la 21 de săptămâni. Dacă la 7. Dacă asta se divide la 7 și cealaltă se divide la 7, înseamnă că amândouă se divide la 7. Facem și următoarea 7. Nu, nu, să văd că asta dacă se divide la 7. O facem pe asta. Să văd dacă se divide la 7. Ca să fie, să se divide la 7, dacă iau câte 2? 9. Dacă 9, nu face. Dacă iau câte 3? 3, 64 plus 9, 73. N-avem 73. N-avem. Dacă mai luăm 1? Mai luăm încă 1, ar fi... 8 la 3-a cât e? 8 la 3-a. 512 plus 73. 525 împărțit la 7. 7. Nu-i bine. Aici e bine? Să mai luăm unul, domnul Dăbuș. 8 minus. Să mai luăm încă unul, hai. Mai iau unul, Miruna. 8 la 4. Adică 500, cât ai zis tu? 8 la 3, mai era 1,86. Da. Plus ce aveam înainte? 73. Atenție aici, nu-i, suma asta nu e atât. Nu e atât? Era totul supra. Știi, era ies pe lângă cine era mamă. Asta așa că vă zic eu că am... Ies pe lângă A minus 1, parcă, egal cu A la N plus 1, minus 1. De unde ies egal cu A la N plus 1, minus 1, supra A minus 1. Aaa. Supra 7. La 7. Suma e supra 7. Sigur că da. Deci suma asta e supra 7. Și asta înseamnă că undeva se împarte la 7. Corect. Da? Se împarte undeva la 7. Dar tu unde să mă duc eu ca să se împarte la 7? Da. Asta e povestea. Vedem acum. Nu, lasă-mă. Deci, faptul că se întâmplă chestia asta, înseamnă că se împarte la 7. Cealaltă iarăși acolo. Deci, pe varianta asta, nu o văd foarte repede. Nu se împarte nici la 5, dacă îi grupăm cu 5. Da, da. De regulă, așa trebuie să se întâmple. Da. Nu? Iar, în final, s-a împărțit la 7, indiscutabil, că așa trebuie să fie, e supra 7 și trebuie să întâmple chestia. Dar, în foarte multe găsiți, lucruam câte 2 sau câte 3 și se vedea 7 în acela urgent. Da. Fără cazul de față, nu. Deci, câte 3, nu e 64 și 8? Nu, câte 4, nu. 64 și 8, 72, 73. Da. 73 nu se poate la 7. Nu se poate la 7, sigur. Altceva. Noi am sesizat acolo o chestie de asta. 8 la 52 minus 6 la 32. Ce divizor ar fi între 32 și 52 acolo? Un divizor comun, dacă îl putem vedea. 32 cum se poate scrie? 32 este... Cât? 4 la 8, nu? 2 la 2-a. Ori 2 la 3-a. 2 la 5-a. Așa vine 32? 2 la 5-a scrie 32. Deci? Deci 32. Da, 32, da. Da? 32. Vine 4 la 8. 4 la 8. Ei nu zic să rezolvăm pe sume. Secunde, lasă că ne discutăm. Ne discutăm imediat noi. Deci 32 de la 5. 52, să vedem 52. 52 este scris ca fiind prin 2 odată și vine 2. Ori e aici. De 2 ori.
Fără 26, da? Fără 26. Care înseamnă 2. 4 ori 13. 4 ori 13. Așa. Și iată-ne că nu găsim divizorul comun. Ăsta e 2 la 5 și aici este 13. 4 ori 13. Altă idee. Ei, zic că 8 la 52, îl scriu ca 7 plus 1 tot la puterea 52. Am înțeles, da. Și pe 6 la 7 minus 1. Și îl duc în multiplu de 7 plus 1 minus multiplu de 7. Nu, 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 fac alt joc. Atenție, cum vedeți de acolo. Autor. Deci autorul are altă șmecherie, nu calcul sumei respective concret, ci el surprinde așa. Pe 8, la 52, îl spune că avem 7 plus 1, totul la 52. Acum, 7 plus 1 la 52, nu ne explică el de ce multiplu de 7, e 7 da, plus 1. Da. 7 plus 1. Nu mai pune la 52 pe aceea. De ce multiplu de 7 da. Plus 1. Pentru că 1 la 52... Acum, eu trebuie să reușesc să vă convinc de ce este multiplul de 7 plus 1. Copii, hai să încercăm așa. 7 plus 1, totul la a doua. 7 plus 1, totul la a doua. Noi știm că fac 8 plus 1, 64, pe care putem zice 63 plus 1. Dar 63 este multiplul de 7, da? Un multiplu de 7, e 7 ori 9, da? 7 ori 9 plus 1. Deci multiplul de 7 plus 1. Hai să vedem dacă 7 plus 1, totul la a treia ar fi așa. Tot același. 7 la 3 plus 1 ar face fostul 64 ori cât? 64 ori 8. 5 nu? 8 face cât? 512. 12. Care poate fi scris ca 511 plus 1. Și 511 se împarte la 7. E multiplu de... Ia să vedem. 7 în 51 merge. În mod sigur e multiplu de 7. 7 în 51 de cât merge acolo. 7 ori 7, 49. De 73. 73. 7 ori 73 plus 1. Egal cu multiplu de 7 plus 1. Totdeauna 7 plus 1 la o putere este multiplul de 7 plus 1. În final. Dar asta din observație. Însă ar trebui mai riguros demonstrația asta și asta s-ar face într-un fel, am să vă discut eu în lecția următoare, cum anume s-ar face demonstrația mai riguros. Mă gândeam că la 2 stele nu putea să fie cu sumele, totuși, nu? La 2 stele? Da. Păi ar fi trebuit să fie din, de acolo, de la sumele acelea trebuie tot plecat. E numai de la multiplu pleacă. Păi, tocmai, la bază se află ideea asta, că e multiplu de 7 plus 1, dar nu demonstrează chestia asta. Nu. Adică zice că în partea se vede partea teoretică. Că zice ceva la partea teoretică. Bun. Dar la partea teoretică și acolo trebuie de văzut exact cum gândește autorul ăsta. Haideți să ne întoarcem. Okay. Deci, 8 la 52 e multiplu de 7 plus 1. Deci, 8 la orice putere, indiferent la da. Putere, în cazul meu. Va fi un multiplu de 7, adică 7 ori ceva plus 1. Da? 6 la... Hai să scriu și noi. 8 la 8 la 52 este egal cu 7 ori un K, un număr K, da. Plus 1. Iar 6 la 32 este la rândul
Nu, scrii la 7 minus 1, totul la 32, și se scrie tot așa ca multiplul de 7. Minus 1. Și multiplul de 7. Nu cred că e minus 1, tot cu plus 1. Tot plus 1? Da, tot cu plus 1. Este multiplul de 7 plus 1. Pentru că se ridică la puterea 32, da? Și în mecanismul acela de ridicare la puterea respectivă este cu plus 1. Deci tot cu plus 1 este. Și acum, ce înseamnă multiplul de 7? Pot să spun aici. Cât pot să spun aici? 7 ori în P. 7 mulți cu P. Plus 1. Și 8 la 52, în final, din cele două, rezultă că 8 la 52 minus 6 la cât este aici? 32. 6 la 32 este scris ca fiind 7 ori K plus 1. 7 ori K plus 1. Scăzut cealaltă. 7 ori P. Așa. Minus 7 ori P, minus 1, că minusul... Corect. Nu? Se va, îl va afecta pe plusul ăsta. Și acum 1 cu minus 1 se reduc. Și în final... 7 pe lângă K minus P. Deci egal cu 7 pe lângă K minus P. Minus P. Se divide cu 7. Care înseamnă se divide la 7. E 7 ori ceva. Da. Și deci în final se divide la 7. Acum, eu tot mă gândesc cum să vă demonstrez eu vouă că tot timpul ăsta se divide la 7. Nu se divide. Cum anume 8 la 52, care scrie 7 plus 1, se divide tot timpul la 7. Tot timpul este următorul. Când am calculat suma aceea, este egal cu 1 plus 8. Plus 8 la a doua, plus puncte, puncte. Plus 8 la câte anumite? 51. Supra 7. Ea este scrisă ca fiind cine? 8 la 52 minus 1 supra 7, nu? 8 la 51 minus 1 supra 7. Pentru că așa am calculat suma. Haideți să mai amintim. Yes, era egal așa. Oala n plus 1 minus 1 supra la minus 1. Da. Ați obosit, gata, sunteți. Da, spieluți. Da. Deci, când am calculat noi împreună suma yes, era așa scris. Yes egal cu a la n plus 1 minus 1 supra a minus 1. Corect, da. Dacă în loc de a punem în clipa asta 8, apare. Minus 1 7, corect. Este egal cu A la N plus 1, 1 7, nu 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 la 6, N plus 1 minus 1, supra 7 minus 1, 8, 8 minus 1, 1 7. Egal cu 7, da? Da. Ei, faptul că Iesul ăsta este așa scris și el este o sumă din numere, suma aceea trebuie să fie multiplu de 7 ca să dea un număr întreg, nu? Deci, din ies pe lângă 7 mulțit cu ăsta face 8 la n minus 1. Dar 7 iese egal cu 8. 7 iese egal cu 8. Da. Da? De 7, 7 iese da. Egal cu 8. Și atunci, eu am spus mai devreme că am vrut să scad un 1 aici și puteam să mă duc până la capăt cu ieșiți. Spunând că 8 la 52 minus 1 se scrie ca fiind 7 ori ceva. 7 ori ceva. El ia deoparte și cu 8 se scrie ca 7 plus 1, dar de fapt ascunde ceea ce am spus mai devreme. 7 ori ceva. Deci, când am scăzut 1 și am adunat 1, trebuia să zicem că 8 la 52 minus 1 se scrie ca fiind 7 ori ceva. Și mai îmi rămânea să arăt
Că 6 la 32 minus 1 e 7 oriceva. Este 7 oriceva și atunci era tot terminat. Ei, pentru ca să reușească chestia asta, 6 la 32 minus 1 acela, da, când îi aplicăm din nou formula cu suma, cu suma vine supra 6 minus 1. 5. 5. Ar fi că suma aceea e 5 oriceva, multiplul de 5. Da. Și lumea mi-apare 7 acela. Da. Aici, abia aici, trebuie să îmi gândesc pe 6 ăsta ca fiind 7 plus 6, 7 minus 1, ca să mi apară 7. Da. Da? 7 minus 1, ca să mi apară așa. 7. Corect. Și atunci apare minus 1 plus 1 acela se reduce și merge niște. Da? Este mai dificil. Trebuie pic pe sume. Trebuie pus în partea asta teoretică. Teoretică, da. Da. Pe multiplu, da. Ne oprim aici că sunt obosiți, gata, nu mai avem prezență, au fost niște chestii. Hai să ne întoarcem înapoi, facem un bilanț al ședinții de asta. Dragilor, prima parte, ați venit cu chestii acelea frumoase, nu ne mai, parcă nu ne mai puteam despărți de ele, pentru că acolo s-au ascuns niște lucruri spectaculoase. Am clarificat că una este varianta propunătorului, care pleacă de la adevăr și se duce spre exterior cu grijă, ca să nu se facă inegalitatea prea largă, să zic așa. Iar pentru rezolvitor, propunătorul pleacă de la ce știe și construiește cu rigurozitate. Pentru rezolvitor, care nu știe deloc cum a gândit, el încearcă într-o variantă din ce știe și el că 3 și cu 5 când se joacă, 3 cu 5 ascunde în culise 5 la a doua mai mic decât 3 la a treia. Pe baza acestea pune sensul din egalitate acel care știe și el. Că 5 la față de 3 la e mai mic. Da? Și cu asta are o șansă foarte mare. Și atunci el pleacă invers. Punând inegalitatea cât de cât corectă. Nu, Anca? Că el știe că 5 la e mai mic decât 3 la. Și acum, în clipa în care încearcă să rezolve, se duce unde se duce? Spre interior face drumul invers pe care l-a făcut propunătorul. Propunătorul s-a dus unde? Spre exterior. Și-o construit inegalitatea. Acum el vine spre interior ușor. Și se duce spre adevărul 25 mai mic decât 27. Iar dacă are cu 2 și 3, când are cu 2 și 3 lucru, e vorba de 8 față de 9. Adică 8 e mai mic ca 9. 2 la, e mai mic decât 3 la. Eu vreau acum să vă pun la punct și chestia asta, cam cum trebuie să aveți strategia corectă de la început cu inegalitatea. Că 2 la e mai mic decât 3 la, pentru că 8 e mai mic decât 9. Când o construit de la asta, pleacă. Corect. Iar 3, 5 la a doua e mai mic decât 3 la a treia. Deci când ai între 5 și 3, 5 e mai mic. 5 la e mai mic decât 3 la. Tu trebuie să te orientezi, ce bine este să te orientezi corect la bun început, ca să nu mai muncești de aiurea. Să pui seama. Da, sensul inegalității. Vedeți? Aici punctez-o foarte. Încât, în final, procurătorul pleacă de la adevăr să duce spre exterior, nu exagerează, ci foarte atent. Rezolvitorul pleacă de unde? De la cei de autorul și se duce spre interior, spre adevăr. E foarte clar. Deci, ședința, prima parte, mi-a permis chestia asta pe care n-am pus-o niciodată. Abia cu ca să o clarificăm foarte clar. Da, da. Deci eu n-am pus niciodată, dar niciodată n-am pus la punct, ci datorită faptului că voi m-ați provocat cu inegalitățile acelea și am muncit acolo din meu sări capacele și ați văzut, chiar am muncit. Ei bine, m-am gândit acum, hai să vedem concret cum trebuie abordat așa de chestii. Iar în partea a doua, am avut șansa unor sume, mai multe chestii au fost lucrate în yen, în Z, am înțeles ce înseamnă yen, în Z,
divizibilitate, divizorii în N, divizorii în, în Z, ce înseamnă, ce este frumoase se pot face. Da. Și au fost câteva acum, ultima a fost foarte interesantă. Suma aceea mi s-a părut 2 la 990 minus 1, să arătăm că se divide la 21, adică și la 3 și la 7, a trebuit scris sub formă de sumă, nu? Ne-am dus așa. Și la aceasta o să mai revenim data viitoare, ca să clarificăm și mai precis. Cum stau lucrurile. Iar inegalitatea propusă de Miruna rămâne cea care să vedea bătaie de cap, pentru că ea, din întâmplare, ai sărit acolo destul și ai făcut o inegalitate care parcă nu... Pare imposibil de... Pare imposibil, pentru că noi, din ce știm, între 3 și 5 parcă la tine acolo, în 3 și 5, există, clar, că 5 la e mică decât 3 la. Dar nu e plecat de adevăr, te-ai sărit peste modul corect de a rezolva, că în loc să te duci pe exterior, tu te duci pe interior. Și se întâmplă ca pe interior să construiești oprit undeva și acolo ea este foarte dură. Și noi nu mai știm să ne ducem așa cum știm ca tehnologie. Deci rămâne să cercetăm și să vedem și așa asta inegalitate, cum e de cap. Da? Ca temă pentru mâine. M-am gândit că dacă lucrăm mulțimile, că divizibilitatea o facem și la a șasea.